Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă serie de taclale. Ediția de săptămâna trecută s-a bucurat de un real succes. Am avut foarte multe feedback-uri pozitive, foarte multe comentarii și reacții, având un invitat de marcă în persoana domnului Sorin Constantinescu, supranumit șeful cazinourilor. Astfel că astăzi am vrut să repet invitația către domnul Constantinescu, dânsul a acceptat cu amabilitate și să schimb însă un pic registrul față de ce am discutat data trecută, deși au rămas multe lucruri nespuse. Vorbeam la un moment dat, îl întrebasem pe domnul Sorin Constantinescu despre un top al jucătorilor din România de casino, printre numele pe care dânsul mi l-a dat, Mihail Vlasov, Gigi Becali. A vorbit și despre Oneață, o legendă a jocurilor de noroc, a barbutului, a pokerului și așa mai departe. Și astăzi, în carne și oase, îl avem pe domnul Oneață alături de noi pentru o discuție liberă. L-am chemat și pe domnul Sorin în calitate de expert. Bună ziua, bine ați venit la noi și sper să aflăm cât mai multe din această istorie pe care dumneavoastră o aveți, pe care puteți să scrieți și cărți și filme și așa mai departe. Cum ați început cu jocurile astea? Care pasiunea aceasta noastră pentru jocuri de noroc? Să luăm cu începutul. Deci pasiunea asta e moștenită. Da. Deci pe timpul lui Ceaușescu, tata era unul dintre jucătorii mari de barbut. Alte jocuri nu făcea. Până la Revoluție vorbim mai mult de barbut. Da. Și... fiind el și să juca la mine în casă, acolo la noi în casă, tot timpul veneau jucătorii vechi, dintre care și unul care era foarte cunoscut, Săcean. De la Constanța. Săcean, da. Eu l-am prins, deci, în cazino pe Săcean, da, pe Sedan, pe Fiso. Mai cunoscut. Deci venea la noi în casă și să jucau jocuri mari. Eram copil. Și dacă stai lângă miere, n-ai cum să nu... Câți ani aveai? Deci aveam vreo 10 ani. Da, 10 ani aveam. 10 ani aveam. Și cam pe ce sume se jucau pe vremea aia? Eu nu jucam, Știu, da, pe ce sume juca tatăl tău cu Săceanu? Deci, estimativ, cum ar fi acum la un joc de ăsta, te duci 1.000.000-2.000 de euro, așa se juca atunci acolo. Wow. Enorm. E sute de mii de lei cum ar veni atunci. Săcean a fost unul dintre cei mai tari jucători și cu foarte mulți bani. El avea un diplomat... Un diplomat era plin, cu timpul ăla, plin, numai bandorole. Când venea, deschidea, juca, pierdea, câștiga. Nu le era frică că vine miliția, că atunci erau... Nu, n-avea atunci. Era că... Interesant e că... Nu interesa pe timpul ăla poliția. La distanță a jucat și mata cu el. Cu cine? După distanță, eu l-am curățat foarte mult. Asta vreau să mă întreb. Deci foarte... O să ajungem și acolo. Eu vorbesc în alte termeni. Curățat înseamnă câștigat. Normal, nu e problemă. Vorbește... Deci l-am câștigat. După ce, înainte să moare, ne-am împrietenit ca lumea, după ce a murit, mi-a lăsat ca moștenire pe Fisul. Sedan. Sedan, cu, cum să zic, cu jurământ. Limbă de moarte. Exact. Cam așa vine. Să nu, și nu joc niciodată cu el. Din contră, mă ajută, merge cu mine, îmi dă bani să joc, suntem împreună. Dar e puțin, are puține superstiții și el. Și taică s-o a avut. Taică s-o se spăla pe mâini din minut în minut pe timpul ăla. În fine, niște superstiții. Că s-a ajuns în ziua de azi, că râdeam într-un moment dat, cu COVID-ul. Eu zic, cât ăsta așa de COVID atunci. Da, da, să spăla pe mâini. Poate avea zarurile vreo problemă, ceva, nu știu. Să măsluiau pe vremea zarurile. Da. Să măsluiau zarurile pe vremea. Tot timpul să măsluiște orice. Și cum verifici dacă e măslui sau nu? Păi trebuie să fii puțin specialist, Sorine. Adică la adică greutate, să fii un jucător la... din tată în fiu, așa. Mai îl cântărești pe zar, îți dai seama, te uiți la el. Eu sunt multe, unul care nu știe, n-are, cade în apă. Așa, și când ați debutat, ca să zic așa? Eu am început... Erați mic, aveați 10 ani, da, mă rog, da, era foarte mic, la nivel de copii și juniori. Dumnezeu să îl ierte pe taică-miu, nu mă lăsa să joc, nu. Deci mă organizez cu școală, mă bătea, mă duc la școală. Deci taică-mi e renumitul om care a câștigat dintr-un măr
o sumă enormă. Da, o poveste fabuloasă, vă rog să ne dezvoltați. Da. Deci era la joc, terminase banii, nu? Sau stătea pe margine și avea mere, nu? La el. Nu, deci pierduse el. Da, da. Ți-a luat un kilogram de mere. Ca să mănânce. Da, da. M-a mâncat un măr și toți jucători de măr și vinul, apte și vinul. A cerut și unul, bică, țapa la trește la așa cum. A cerut și el un măr. Nu, sorcii, nu-ți dau, că ai vorbit cu mine și asta. Ții, dacă vrei să-mi dai 25 de lei. Tomar. Erau alea de 25 de lei. Da, da, mi-a aducat bine, cu Bălcesc, mai, nu cu Bălcesc, cu Tudor Vladimirescu. Da, da, da. Tudor Vladimirescu. Și iar un camor era încă la 25 de lei ăștia. Din aia, pe de aia, la joc. Din aia a rămas renumită chestia asta. A jucat la joc și a câștigat tot ce a existat jucători pe timpul ăla atunci. I-a curățat pe toți. Pe toți. Deci a luat în seara, da, respectivă, deci, din bani. Deci încă o dată, repet, taică mi-a fost unul dintre cei mai mari jucători. Te l-am și aici tatuat, uite. Da, 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 da. Așa. După aceea, în fine, am, de la școală, jucam în curtea școlii, barbut cu ăștia. Când am început să mări. Dacă v-a trimis la școală. Da, jucam, am fost ospătar la Modern. A, la Modern, da. La restul Modern. Acolo l-am întâlnit prima oară pe Cioacă. Adrian Moțuri. Adrian, da. Un celebru da, jucător. Da, da, venea, nu, venea după el câte 12-13 fete, se punea la masă, stătea, era stilat, era foarte stilat. Și acum el e stilat, tot așa umblă. În fine, am început și acolo să jocă. Jocurile mari au început, mari de tot. Bine, am jucat jocuri mari și până 85, 86, 87 cu Săcean. Făceam jocuri foarte puternice. După Revoluție, a început jocurile și mai mari. Și ne strângeam, de exemplu, în case. În casă la mine, în casă la Adrian Cioacă, organizam mesele să jucau. Și veneau, chiar nu mese onore veneau. Deci cum ar fi, poate să mă scuze acum că spun, asta e în trecut. Nu e acum, că acum... S-a prescris de 30 de ani. Da, da, da. Venea așa... Vlasov, chinezul, Florin Chinezu. 92, 93. Da, da, domnul Gigi. Gigi Becali. Gigi Becali și chiar și Giovanni. Și ne strângeam și se juca jocuri enorme. Pe Florin Chinezu știi, Liviu, nu? Patronul de la Autovit. De la Autovit, da, patronul de la Autovit. Se juca sume enorme, foarte. După aceea, după ce se spărcea jocul, mergeam la baruri, mergeam pe acolo, mergeam la cazinouri, se juca și cazinourile, se juca peste tot sume adevărate. Vreau să retrag puțin pe Gigi, s-a jucat foarte mulți ani cu noi. La un moment dat, unde a zis și domnul Sorin, când a zis, i s-a întâmplat un incident cu o mașină, cu asta, cu celebru, după ce a fost el... N-am mai jucat deloc. Mustrat, închis acolo. El s-a oprit. Nu zic eu acum că s-a oprit de tot. Am mai jucat probabil două, trei jocuri privat, să nu știe nimeni. Eu nu l-am mai văzut. Adică jocuri, de, nu, jocuri de poker. Da. Că deja dar eu la... care umblu în tot ce există colț al lumii, al României, unde se joacă și știu unde se joacă și știu cine joacă și știu cum joacă. Aveți un waste din ăla. Eu nu mai l-am văzut. Am înțeles. Și mai m-am întâlnit o dată cu el, care vine acum, de să fie vreo 3 ani, la pe, Florească, cum se numesc alea, cafenele alea, la Florească acolo. E una chiar pe lângă el, am uitat cum se numește. L-am rugat o treabă și a zis, da, uneță, cum să nu vin? Și a venit și a discutat cu mine. Când a intrat înăuntru, m-a luat pe pat și mi-a zis, să nu vorbești prostii. Dar m-am uitat, mira, da. Zic, păi, Gigele, eu oricum nu vorbesc prostii, eu așa... Apoi mi-am revenit la normal ca să nu vorbesc de Dumnezeu sau ceva, că el acum e foarte strict în chestiile astea. Da, da, da. Și am stat acolo, în fine, am povestit o treabă ce mi s-a întâmplat, m-a ajutat, imediat, dar e foarte de cuvânt. Eu am zis, când i-am dat telefon, băi, Gigi, vreau să vorbesc cu tine, închide că te sună în 3 minute. Eu am zis, nu mai sună ăsta niciodată. Cum am pățit-o cu alții, că am mulți care am pățit-o, care le-am... Tu știi când ai bani, ai și prieteni, când nu mai ai bani, nu mai ai prieteni. Nu mai e pe nimeni. Și zic, gata, și ăsta m-a lăsat. În 3 minute m-a sunat. Unde ești, Toneață? Sunt la Molvitan. Vină după mine. Nu, vin eu la tine, unde ești? La Molvitan. Nu, Gigi, nu veni.
vin eu după tine unde? Și am venit aici în Floreasca, cum pe curs acolo. Ambianț. Cum? La Ambianț. Nu, nu, e o cafenea de asta mai veche acolo, în fine. Chiar lângă piața, e piața Dorobanț și lângă piața lipită aici pe stânga e cafeneaua asta. Da. E o cafenea de fițe. S-au mai schimbat acolo. Da, da, tot se schimbă. Și acolo am stat cu el de vorbă, acolo a fost ultima dată când l-am văzut. În fine, m-a ajutat cu chestia care trebuia între ghimele. După aceea m-a apelat la el la un telefon și am zis, bă, uite, vreau să plec și eu, n-am, mi-e rușine că zic. Și a trimis, du-te la Dorobanț, îți vine un fotbalist, îl și cunoșteam pe fotbalistul ăla, că a jucat în Iordania, unde am fost eu acolo când eram. Nuluț. Uite acum, nu, așa. Și mi-a trimis pe ăla, mi-a dat niște bani și de atunci nu l-am mai deranjat, n-am mai vorbit cu el. Haideți să revenim la perioada de atunci. Da. Spuneați că se jucau, deci, pe unde? În case, dar... Deci după... Nu venea în miliția cum era, nu venea. Deci după Revoluție, da. În anii 94, 93, 94, atunci a început jocurile puternice, se juca, nu mai se juca cum jucam noi înainte, zic eu, 84-85, când jucam pe jos. Pe podea. Da. Pe jos. La perete. Da, la perete. Jucam și noi ca domnii, stilat. Cum? Făceau masă organizată, frumos. Unii mai făcea și șmenul pe la mese. Dar între noi, jucători ăștia mari, niciodată nu... Era respect, nu? Da. Nu s-a încercat, pentru că dacă tu te-ai născut cu ele în mână, știi... Tot despre el, sau altul, sau nu știm. Nu, eram respect unul cu altul. Nu se făceau. Și se juca sume enorme, enorm. Ce să zic? Pierdeau într-o seară o vilă, putea să pierdă, putea să pierdă mașina, putea să pierdă tot. Și zarurile astea cine le aducea? De unde veneau? Veneau zarurile speciale care era gazda cu ele. În ultima perioadă au apărut zare transparente, cum erau la casino, dar puțin mai mici astea. Ca să vezi că nu-i nimic înăuntru, nu? Da, 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 da. Și se puneau pe masă, se schimba la oră, nu se lua taxă decât la sfârșit, când se câștiga, se percepea o taxă de 5%, 10%, cum era... Cine percepea taxa? Gazda? Sau... Gazda, numai gazda. Asta, și... Gazda fiind de domnul Adrian Moțoi, uite, și numai de la cel care câștiga, presupun, nu? Numai cine câștiga, cine pierdea, nu. Bine, noi ne dăm și... Ați fost și gazdă de câteva ori, nu? Sau... Am fost mare, dar chiar la mine în casă s-a jucat. Da, da, da. Deci, orice joc și orice necesită un cămătar. Să fie în mijloc acolo, că dacă nu e cămătarul... O bancă. Da, nu se poate mișca, că tu pierzi un măcar o ai la tine și îți trebuie bani. Eu nu pot să-ți dau ție care joc cu tine sau noi, jucători între noi, că n-avem cum să ne dăm, că e o chestie. Îți dau banii să-mi iei pe e superstiție. Da, nu, și superstiție și chestia, îți dau banii mei să-mi iei pe... Din greii vremurilor de atunci, în afară de ce a spus de Gigi, de Vlasov, cine mai juca așa? Nume mai cunoscut. Vlasov, am zis de el. Da, da. Un pe la și un Zobi. Nume sonor. Zobi e bărbatul lui Irina Schroeder. Da? Da, da. Venea cu Vlasov când era ca Esmo Berlin în Iași, la Select, acolo sus. Jucau pe 93-94, 100.000 de dolari. Era jumătate în Iași, cumpărai cu banii aia. Da, mamă, am mulți atunci când zice... Mișu nu era în București, era încă în Iași, acolo. Adică nu era președinte camere de comis. Acolo în Iași am luat bani mulți. Cu domnul Vlasov am înțeles că făcea și deplasare la Iași. Eu devenea și el. De exemplu, am jucat pe la Galați. Deci, deci aveați campionat, practic. Era noi ne telefonam, sau pe timpul ăla erau pagere. Da. De pe pager, da, da, da. Adresa și tot, da, da. Și ne întâlneam Galați, Brăila, la Brăila, Ghiuri, unul dintre cei mai tari a fost pe acolo. Uite, de exemplu, și la Ploiești, unul Neli, Descălescu, tari, jucători mari și periculoși. De ce aveau periculoși? Și bani sau jucau bine? Jucau și bine sau aveau bani mult și... Bine nu prea jucau ăștia care am zis eu, dar aveau bani. Și când ai bani, pui când până... Până la urmă tot, banul bate carte, cum se noi la poker. Adică da, da, da. Forța, tot timpul forța, te duce în sus. Uite, vă ducea și noastră. Exemplu pe mine. Deci vă dau exemplu cu mine. Înainte când aveam forță și aveam spate și asta, nu mă câștiga nimeni. Acum, de când am zis, intri, te gândești, stai așa. Nu poți să intru în podul ăsta, pentru că nu mai am pe spate. Și pierzi și asta. Sunt multe. Și din gaură în gaură.
Păi dacă am ajuns până la gaură, am lăsat că a avut semn. Ce gaură mai vrei? Da, am văzut în ziar atunci, dar nu mai știu. Care e situația? Da, da. Sorin, a lăsat că a avut semn, da. Bă, Sorin, am văzut că e Caterin, că face. Care e situația? Care e situația cu cavoul? L-am scos, mai am. Vedeți mă că avea de dezgropa șase oameni. Mai am o mie două cripte, mai aveți. Nu, mai am o mie de euro care... În fine, e o sumă care nu-i nimic, e scos, e... Sunt niște oameni deosebit la care l-am lăsat, nu e de ăștia ca să te vină să-ți bage sumă. Acum, după experiența ta de la 10 ani de când te așa și uite la vârsta care ești, crezi că tot copiii ăștia tot visează să câștige din jocuri de noroc pe toată viața? Se poate câștiga să rămâi, să mor bogat jucând jocuri de noroc toată viața? Niciodată. Niciodată, vezi? Uite, deci, jucător niciodată. Toată viața. Cu toate că tu nu trebuie să vorbești așa ceva, nici eu. Că mă, ne dispar jucătorii. Nu. Nu e vorba de dispărut jucător, că nu poți să oprea scopul. Deci nu te vindeci. Ai, uite, eu eram foarte bine în anii 90-91, foarte, foarte bine. Aveam mașini multe, case, tot. Deci s-a dus, am dat tot. Dar unață, dar atunci, perioada aia, făceați, trăiați din barbut? Din jocuri? Numai din jocuri de noroc. Nu m-am apucat. Că dacă m-am apucat și eu de ceva, era... Să faci imobiliare, să faci afaceri, să... Eu am zis că... Deci numai la o sesiune dacă vă apucați. Deci eu am zis că nu o să moară niciodată jocurile de noroc. Dar credeți că faptul că au venit cazinourile astea organizate a afectat într-un fel faptul că s-a jucat în cadrul organizat sau... Nu, nu a afectat jocurile noastre. Pentru că dumneavoastră fiind barbutul... un jucător împătimit, vă plăcea și la ruletă? Da, da, bine, noi nu jucam rulete și astea. Cu ruleta am deci, dat poți să nu ne-a afectat cu nimic, pentru că barbutul e altceva. Nu am e înțeles. Cazinou, joc de poker sau asta care era pe nimbună. Ce jucau ei barbuți, se duceau banii de la unul la altul. Pe când te joci împotriva cazinului, se duc banii la cazinul și mai vin apoi. Se stopează. Că fiind aceeași echipă care jucau barbuți, azi era câștiga el, mâine ăla, mâine poi mâine ăla și tot. Așa, în București, vorbim că a spus că pe țară erau jucători. Vă aduceți aminte care era un rival așa, să vorbea la un moment dat, m-am uitat pe internet, Marin Țâmboacă. Da, unul dintre jucătorii mari, Marin Țâmboacă. Da. Da. Care erau așa? El s-a... Deci asta tu zici acum pe timpul lui Ceaușescu. Da. Deci chiar el organiza jocurile în casă la el. Avea și el bani mulți pe timpul ăla, foarte mulți bani. El organiza și pe timpul ăla veneau doar cum e Florin Chinezu, că e leat cu noi, Cioacă, Ghiuri. Dar cine era așa în București cel mai puternic adversar când jucați? Vă gândeați, mamă, în jocul ăsta... Banu era cel mai puternic. Cine? Banu, până la urmă, era tot timpul Banu, dar unul dintre jucătorii mari și de bun era Țâmboacă. Da? Era. Am înțeles că l-ați întors la un moment dat, de la câteva sute de lei. A fost o sesiune celebră. Tot așa am citit pe net. Că ce? Pierduseți la un moment dat, da? Și l-ați întors de la câteva sute de lei și ați luat... Astea multe reîntoarcere. Eu dintr-o... Uite, fac o mică paranteză. Eu am fugit din țară, pe timpul lui Ceaușescu. Da. Și am ajuns în Frankfurt. Hai să vă zic repede că nu e. N-am știut asta, n-am știut că ai fost fugit. Așa, da, am fost fugit din țară eu. Și am ajuns... la barbut sau... Nu, din că am fugit, că nu mai era viața bună. V-ați dus cum au plecat toți să facă... Asta ne băga, domnul Nicolae Ceaușescu, ne băga numai la Bauhaus. Bauhaus însedea articolul 163. Că nu aveați servicii. Și n-ai muncă, aveai, n-aveai, dacă vrea te băga. Da. În fine, și am fugit. Și acolo am ajuns eu în Germania. În Germania era foarte mulți români. Strada se numea Mosestrasse. Deci Mosestrasse asta era o stradă unde era numai cafenele și jocuri. Jocuri non-stop. Deci nu se oprea niciodată barbutul. Deci, nu, niciodată. Deci nu avea 24, cum. 24, continuu. De ce? Că pleca 4, venea 5, 7, pleca 9, venea. Hai să vezi ce am făcut acolo. Și un cumătru de-al meu, Dumnezeu să-l ierte, a murit, Dan al lui Ignat. E un nume cunoscut în... Da, e sonor. Era nașul lui Fane, spăitor. Da. A scăpat, tu mai scăpase din pușcărie. Și era păstrat, el avea casă. Cum a văzut, ce faci? Eu, tu mai apărusem acolo. Ce să fac acum? Am venit și uite, am venit cu bani, uite, așa, uite. Păi și unde stau? Acum am venit, unde să stau? Stau. Pac, mi-a aruncat cheile, tu te sus la etaj, vezi că avem acolo 4 camere, pune-te într-o cameră asta. Vezi că eu trebuie să plec la o treabă, că am o treabă și asta. A băgat mâna în buzunar și mi-a dat 100 de mărci.
ia să ai ce să mănânci până vin eu, că vin într-o 2-3 zile. Vă dau cuvântul meu de onoare că ceea ce vă urez sfânt și adevărat. Eu ce am făcut, Sorin? Mă luat să bag în gură, în care m-am dus sus la barut. Ne știam limba, nu știam nimic. Întâi am stat vreo 10 minute la masă, m-am uitat să jucam o masă rotundă, făcut o margine așa ca un lighean. Și zarele trebuia să le dai în aia, să lovească manta aia. Ce erau, români, albanezi? Nu, români, unul, s-a dus, dar restul numai albanezi, turci și asta. Cei mai periculoși oameni acolo erau, dar cei mai respectoși oameni tot aia erau. Și de eu am văzut cum se vorbește vascom, albe-albe, înseamnă jumate-jumate, vascom înseamnă o mână. L-ai prins în zbor, nu? Da. Acolo puteai să dai și cu zarul și puteai să pui și pe margine. Și am pus și eu. Brei, la cum ar veni la noi. Ați mers pe mână. 100, am luat. 2, 4, 9, 15, 30. Am dat cu zarul. Ați făcut capital, da, să începeți jocul. Dând cu zarul, tu dacă ești jumate-jumate banii ăștia și sunt, de exemplu, 10.000. Ei luau banii ăsta, la următorul spune 20.000 sau 30.000. N-ai voie să refuzi decât minim banii care ai luat de la ăla cu ăștia, ai te 20. Un fel de la pace și pe ei. Așa, da. Dacă vrei să refuzi, își pas. Și lași zarele jos și le iau următorul. Nu ai niciun. Eu am zis, merge. Deci fiți atenți. Am dat 25 de ore, 26 de ore mai mult. N-am mai avut cu cine să dau cu zara, am oprit barbutul prin prima oră în Frankfurt. Deci ai curățat pe toți. Tot. Un negru Teddy, cel mai periculos, punea, uite așa, că te arăt eu câte un pachet de câte 1.000. De mărci. 1.000 de mărci. Nu mai era așa. Așa punea. Am curățat. În fine, am plecat de acolo jos, a venit după mine unul Gore și unul Samir, al Roșiorului, ăla renumit, e plecat de foarte mulți ani. Le-am dat banii, m-am dus cu ei în casă și am pus banii la Alan Safe, ăla aveam încredere enormă la ei. După aceea am plecat eu în Israel, m-am întors înapoi, ăștia să ruga să cadă avionul cu mine ca să le rămână banii. În fine, Asta a fost unul dintre jocurile. Dar cât ați câștigat? Mult, enorm, pe timpul ăla enorm acolo, dacă am oprit barbotul. 30.000 de mărci. Deci timp de vreo câteva ore am oprit barbotul. Până s-au și când s-a întors Dana lui Ignaț sau când s-a întors? Cu mătru meu, da, am fost de... Ați cistit la zi? Cum, Doamne, între noi e respect mare. Din suta aia, vă dați seama, din suta lui. Dar eu i-am zis, băi, n-am luat de mâncare. M-am jucat. Ei știau că eu nu că zic, eu sunt un jucător răit, rău de tot, adică... Și în Israel de ce ați plecat? În Israel am plecat după, care acum e soția mea. Aha, ea era cu familia nu o să stea cu mine împreună, că eram vagabond. Și a luat-o cu ei, eu am făcut un pașaport fals, am apus acolo, era să mai mă întorc. Și dacă vă povestesc asta, da. În fine, m-am dus acolo, am stat cu ea ce am stat, iar m-am întors, a venit revoluția asta, m-am întors în țară înapoi, am luat-o și pe ea și de acolo. Am pus, greșeala mare a fost, poate și greșeală, poate și negreșeală, am pus vila pe numele ei. Că vă era și frică, tot vă amanetați, o lăsați? Da, nu, am pus-o pe numele ei pentru că... Pe timpul ăsta nostru venea ăștia, de unde ai, ce ai făcut, cum ai făcut. Ilicit, legea 18. Eu așa gândeam, știi? Să justificăm. Și am pus-o pe numele ei și văd că acum cam facem figuri, dar... Păi ce s-a mai întâmplat? Că a fost mare scandal la un moment dat. N-ați vândut-o? N-ați apucat să nu, vedeți? Acum am aproape... Era evaluată la 6 am aproape un an, eram părăsire vila. Am aproape un an de când m-am mutat înapoi. Aproape da? Un apă, da, m-am mutat în apă, am renovat-o. Aia unde am fost eu la tine când eram la Sovitel, atunci până în 2000, aia, mare, atunci era în construcție, făceai acolo cu scări de alea mari. Da, casa e mare rău, e foarte frumoasă, dar necesită bani mulți în renovare. M-am nenorocit. E uriașă în casa. Uriașă. Eu tot m-am cârpit, am mai dat colo, am mai avut un prieten, am mai venit unul.
unul, Dan Bursuc, dintre lăutari care mă respecte mult, a venit pe lângă mine, mi-a dat o relație, mi-a dat o dată. Am înțeles. N-am dus lipsă și m-am mutat din nou acasă. Acum aș vrea, de cum un acord și cu ea, bineînțeles, cu soția, vreau să las la cineva, cum ar fi cineva mare, care, din prietenii mei, să las terenul, să pot să iau niște bani, că am vrut să-mi fac o castamane, să-mi fac ceva. Și necesită să las, că nu-ți dă nimeni bani în ziua de azi. Da, fără garanție nu-ți mai dă nimeni. Dar casa acum nu e lăsată la nimic, nu? E lăsată casa? Nu, la nicăieri, la nimeni. Zero, casa mea e zero, e pe numele lui nevastă. Soția mea. Bine, concubine, că nu suntem, că noi țiganii nu ne cununăm. Da, dar ați făcut o nuntă, nu? Atunci, sau o petrecere, acum 20 de ani. În casa mea? Nu, cu soția, cu actuala. Da. Am făcut nuntă, cum? Eu am nuntă cu ea, cu ea, m-a cunat chiar nașul meu. Da, domnul Niro. Domnul Niro, care nu prea vreau să că... Da, domnul Nicu. Da. O persoană dar în casa respectivă știu că la un moment dat s-au făcut videoclipuri celebre, da. Lăutari, da? Manele. Da, Manele, prima melodie care a fost făcută, a făcut-o Adrian Copilul Minune cu Costi Ioniță, o viața mea, o vedeți. După aceea a fost Connector. Da, și a mai fost și a mai fost. Și dar ce nu încercați să-i dați o utilitate, nu știu, să faceți ceva acolo, să nu aveți un restaurant, un business, o... Vreau să fac, de-aia vreau să și las terenul ăsta. Să vină cineva. Eu fac și o să... construcție acolo la mine, da, da, că am teren, am teren liber, 400 de metri, am vila pe alți 400, 300 acolo. Am înțeles. Trebuie să fac ceva până la că nici să stau așa nu mai pot. Cam cât dura o partidă de asta, cât a fost recordul de asta la masă, că știu că erau serii interminabile la un moment dat. La ce la barbut. La barbut. Până se duneau banii, nu? Deci uite, fii atent, jocurile puternice care le-am întâlnit puternic a fost la Iași. La Iași cu Vlasov și restul țării care veneau. Deci sume mari, rău, enorme. Cum să vă zic eu, să trăgeau un zar și pe câte 100.000, 200.000. Vlasov... 100.000 de ce? De dolari sau de ce? De dolari. Vlasov era unul dintre, pentru mine, dintre cei mai mari jucători, el și cu unul, Nelly Dăscălescu. Ăștia nu se uita când dădea cu zorul ceva, mergi, adică toată masa, la toți. Te înfiora când dădea drumul la câte un zor de asta, înțelegi? E, acolo am văzut jocurile mari, rău, tot. Și cât a durat așa? Cât a stat? A durat, am vrut să vă zic de un joc de poker care m-am dus cu Gigel, cu Gigi, da, să jucăm Gigi împreună, adică împreună contra lui Vlasov și a lui Zobi. Pocărul ăsta, cichetul cu carte. Da. Am plecat cu el, am plecat cu el de la București cu Gigi, cu mașina lui, am oprit la Bacău, mă aude acolo. O să mă audă. Așa. Am oprit. Am oprit la Bacău, am tras pe dreapta, la boldură, a deschis pe bagajul, a scos o bucată de brânză, ceapă, ne-am pus jos amândoi, de la 100 de lei, la un copil adună repede o pâine, am mâncat. Zic, băi, mie nu dă drumul de acasă fără brânza mea, mâna asta. Pe drumul învăț, băi, Gigele, nu mergeam să jucăm la șmecherie. Adică să facem men la că nu. Dar oarecum tovarăși. Înțelegere. Să plecăm și noi amândoi bine. Da, i-am zis, bă, zici ușor. Când am eu o carte, îți dai seama că le pun așa și te dai la o parte. Da, domne, gata, pac. Am pus protejați. Am pus câte 100.000, câte 100. Dă-i un pot, pierdem 2-3. Dar el se uita pe mine. Mai stă și o dată, zice. Domnul Vlasov, domnul Zobi. Eu sunt partener cu el. Nu vreau să mai joc partener și vrem să jucăm fiecare pentru el. Vezi, am început să râd. Am jucat fiecare pentru el. I-am curățat pe toți. Și pe ăla, și pe ăla, și pe ăla. Pe toți. La mașină. Și pe Gigi. Pe toți. Și pe Gigi. Și ați plecat cu trenul, s-au luat avion. Asta e cu timp mult înainte. Deci, înainte de ce îi se întâmple lui, ce să îi normal, în copilărie. Vorbim de 94, 95. Toți avem ceva în copilărie și în data. Nimeni nu e curat. Deci acum pe Gigi nu-l vezi decât că ajută oamenii în biserici. Și ce v-a spus? Aș vrea să mă chemești pe nouă biserică, să stau în biserică și cu el. Ce v-a spus când ați terminat jocul?
N-am zis nimic, nu. Nu era cavaler, nu. Între noi, exista respectul ăsta. N-a venit după aia, păi am jucat o vadă și a spus la masă, gata. Nu exista așa între noi. Erau alții. Deci în ăștia, între jucători, niciodată nu se găsește așa ceva, nu. Dar ăștia, mă, nu de ăștia de treapta țiganilor, că sunt de ăștia care face, aoleu, stai că mi-ai făcut așa, că am întâmpinat eu mulți. Nu e zarul ca lumea, dă banii, da. Sunt bombardierea de pe TikTok. Da, sunt de aia, da, wow, nu mai zic cu TikTok-ul, că nu vreau să vorbesc eu. Zice, spune. Da. Ce să zic cu TikTok-ul, mi-e și scârbă să mă uit la TikTok. Păi cum, că-s bătăi, sunt înjurături. Pentru că... doar pe TikTok, Liviu, la noi e... știu, de asta la noi mafia e pe TikTok, să bag, să înjură, să omoară pe TikTok. Eu n-am auzit de mafia asta. Deci, mafia mare, dar e mafia care face bani. Din 84 până acum, eu n-am auzit. Când, bine, era Facebook, mai mă ușor, că mă uit și asta și văd. Mă cruce să văd. Nu să văd în viața mea un... care e șmecher? Un șmecher să înjure de copii? N-am văzut. Niciodată. Cine o să văd? Niciodată. Nu o să văd chestia asta. Când înjură de copii și face asta, bine, nu mă bag eu în meseria lor, că unii zice că câștigă bani, unii că... treaba lor. Dar niciodată nu se înjură de copii. Nu, dar interesant e că la 2-3 zile se cer și scuze. Dar încă ceva spun. Eu cunosc foarte multă lume. Sunt foarte multe minciuni. Nu dă ceva clar. Ei încearcă să acapareze audiență. Caută să vină cu ceva ca să... acapareze audiență. Caută să nu înțeleg scandal, ca după aia să vină unul să problema mare este că se uită copiii de ăștia care au 16, 18, 19 ani și influențează. Ce uite mă ce mafiot era ce șmecher, pe când el e un bombardier, dar n-are după ce se bea apă. Deci dacă vă uitați pe comentarii, vă cruciți. Adică oamenii intră, participă. Dar n-am văzut. Cum a zis Oneață, un șmecher adevărat, niciodată nu o să-l vezi pe TikTok, niciodată nu o să înjure, niciodată să se înjure de familie, de copii, să... Niciodată. Ia și văd de treaba lor. Care stă pe TikTok acolo sunt ăștia, papagali, n-au nicio treabă. Vă dau ce exemplu. Uite că acum sunt niște clanuri mai puternice, na. Cum sunt cu nume. Eu nu i-am văzut pe TikTok. Păi normal, vă dați seama. Deci nu i-am văzut vreodată să intre frânul pe TikTok să zică băi... Problema e că e și baga iurea, că pronunță numele respective. Pronunță și nume. Și oamenii n-au nicio treabă, văd de treaba lor, stau în banca lor și pronunță și... Eu vă zic... Nu vă faceți... Nici 10% dintre ei nu vorbesc ceea ce trebuie să vorbească. Deci nu vă vedem pe TikTok în curând așa să faceți o poveste, că aveți multe de spus. Nu e genul. Dacă aș avea să discut, eu am ce să discut. Și adevăruri. Și despre muzică cu lăutari, și despre femei. Și petreceri făcea și la Blindo, ții minte că pentru evrei acolo World Trade Center, când a băgat elefanții până spate. Ții minte? Era la mic, Marcel Piticul ăla. Ăla, bă, a murit și ăla. Nu știu, mai era un pitic mic, Marcel. Amor, care l-a murit? care l-a vândut, dar au zis. Da, era tot de ziua la casino cu la mine. Pe cuvântul meu, l-a vândut la una. Știu. Eram acolo la ATN, pe cuvântul meu de onoare. Ia zic că noi am auzit mai târziu. A murit. L-a vândut. Stătea pe la Amzi, l-am văzut și eu. M-am dus, era milă de el. Eram tot la cancan. Zic, hai mă să facem o poveste, eu, calitate jurnalistice. Ai, domne, că nu știu ce era mort, era vai de cap. Doamne, ce făceau evrei cu el la Blindo, ții minte că veneau ăia, puneau sute de alea, îi punea șalom și cu aia punea... Dar lasă, m-a tras de două ori la tombolă, cu mașina, el m-a tras. Fără... Nu, fără jmen. Avea multe tichete. Pe cuvântul meu, domnule, hei, Marcel ăsta... Noi îl ajutam toți, ăștia noi, cum să zic, ne cei șmecheri. Era bine atunci, era la sacou, tot tip, era la... toți îl ajutam, toți. Păi era pe la mine, pe la Blindo, pe la casino, pe acolo. Dar noi primea bani, de-aia, când am auzit că a murit, nu venea să... A murit boschetar, așa. A murit boschetar, era la Amzei, pe stradă, mi-am dat ceva de mâncare, mi-era bine de el. Știam de mult, dar îl văzusem prin discoteci, cum era atunci, pe la Flamingo mai era... A pus să discoteca și era... Numai, nu știu, că cum a zis Oneasa, o grămadă de bani a primit, nu știu ce a făcut cu ea, adică a jucat, nu-mi dau seama ce... Juca și el, mai avea. Dar cum a fost cu vânzarea? Bă, l-a vândut la o franceză, nu știu la cine. Dar ăsta e tot un șmecher de-al nostru. Și l-a vândut, corbul, cum îi zicea lui ăla. L-a vândut. Cum l-a vândut? L-a vândut la aia, că e copil mic, era mic așa. Și a zis că e orfan, că e copil și era cu adopție. Are 7 ani. Domnul Sorin era cu adopție după Revoluție. Deci era cu adopție după Revoluție. Se luau copiii de străini ca să ia copiii din România. I-a luat haine. L-a dus la hotel. I-a luat haine, l-a dus la hotel. Și l-a băiat în baie. Eram noi acolo jos, pe la... nu știam chestia. Pum, a venit el și ne-a zis. Și l-a băgat în baie să-l spele. Și când l-a dus la... Și dacă l-a spălat... L-a spălat pe mica. Și-a venit de... Eram în hol atunci, eram cu gașca aia care umbla... A făcut șoc, femeia a făcut atât. Eram cu gașca aia care umbla în hol atunci, era Fane, Spăitorul, Ilie, Ursaru, Mitică, Cocoșatu, toți ăștia. Eram în hol, când a venit ăla, am lăsionat-o, v-a povestit el, nu? E, da, el și ăsta.
care l-a vândut corbul. Da, la bani? 1500. Da, 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 seama ce nume prost. Era perioada, domnul Sărin, era cu adopțiile atunci. Da, 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 asta era. Vreau un copil. Și am uitat. Păi era atâta. Era atâta. El avea 30 de ani, deja atunci avea 35 de ani. Era deja mare. Da, asta e celebră poveste. Eu de-aia când m-am întâlnit cu el, am văzut, hai mă să vorbim. Era tot ziua la petrecere acolo, în fiecare weekend, pe vremea aia când eram la Sovitel, în 2001-2000, Oneață era acolo și făceam în World Trade Center petreceri pentru evrei de 500 da, de persoane. Da, 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 da. Și venea Marcel Pavel să cânte, numai da. Floare, adică... Tatisens, Ibrahim Tatisens, care da. Cânta și cu Adrian Copilu. Deci făceam petreceri da. Tarte toți. Cel mai tare petreceri făceam. I-a rulat pe toți, toți când trebuie să România, pe Marcel da, Pavel, da, pe, da, toți, da. Pe toți, pe toți, și nu mai aveam ce să faceți. Și bă, dar zic, ce să facă, s-au plictisit evrei, că normal jucătorii erau 70-80% aceia și... Da. Bă, dar ce facem, ce facem? Și mi-am adus aminte că duseseră ăștia la circ, era Brândușa Dovac directoare atunci, și duseseră o de asta din Polonia cu elefanți și plimbase pe aici, pe la universitate. Se cheamă să duc eu elefanți acolo, la World Trade Center, bă, în spate, fac trimite că am băgat elefanți acolo. Și era acolo World Trade Center, mese așa, și în spate sunt ușile alea mari, de, ca să intre cu macarau sau nu știu ce. Am vorbit cu ei, am dat banul cu polonezii care erau cu elefanții, am venit cu ei pe spate și în timp ce cânta muzica așa, s-a oprit muzica și pac, a apărut elefanții pe-ntre mese. Au încremenit, i-ați dat seama, stai la masă, un elefant cu trompa, poc, păi era fruct aici pe masă, a pus mâna, să facă ei fart de frică. Bananele. Unul a făcut o balică de aia uriașă între mese, mirosea acolo la petrecere. Dar ăștia nu știau, nu știau de surpriză, evrei. Nu știa nimeni nimic. Deci asta stai la masă să discuți, da, să cânte lăutare și vine un elefant lângă tine la masă acolo. Deci ne punești. Ăsta Marcel a părut să-și pun niște videoclipuri la un moment dat. Îl luau da, cu da, artiștii. Da. Și bani atunci când cântau ăștia, când veneau ăia a lor israelienii, deci rupea, ții minte, da, avea de aia de 10.000 de dolari, rupea hârtia da. Și pe toți pe scenă. Da, da, da. Și da. La un moment dat nu mă văd că îmi zice unul, domnule, zice, angajații tăi fură chelnerii. Zic, cum dracu fură, frate, că n-a pus mâna. Ce, își puseseră gumă de mestecat pe talpă și când mergeau pe acolo, cum erau bani pe jos pe la ăstea, se lipeau gâne, ții minte. Mulți ai făcut asta cu guma. Mulți făceau cu guma. Și pleca cu 100 de dolari pe talpă, iar venea cu tava. Mai mult, da, luau mai mult când treceau. Da. Era o arte. Erau mulți bani, mulți. Foarte mulți, enorm. După Revoluție au fost mulți. Haideți să vorbim de masa aceea când, despre care a spus domnul Sorin, de poker. Cu acel rus, sau eu zic. Da, da. Chiar așa, deci milioane, milioane. Îți dau cuvântul meu de onoare. Așa era. Era o masă de poker, erau mai mulți. De nu, masa de poker care se juca la Sofitel în primul rând. Da, era privat. Adică da, 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 normal. Privat, în sensul că tu nu puteai să vii tu după margine, că dacă joc și eu cu 3.000, 5.000, 7.000. Deci era o sumă care să intra în primul rând. Noi începeam atunci pe timpul ăla la 50.000. Minim, minim, da, minim, da. Tu știi ce înseamnă să pui 50.000 minim și să nu se ajunge, bine, în fine. Și dolar avea valoare atunci, 50.000 de dolari era... Era 70.000 un apartament la Unirii. Și între ei erau și evrei, era rusul ăsta, e unul care și acum în ziua de astăzi este aici, un Levent, un turc. Turc. Care Levent, ăla, Levent. Levent, s-a realizat din jocuri ăla. De câteva ori a fost și Gigi. A fost și Gigi de câteva ori. Și se juca sume enorme. Deci sume enorme. Se juca pokerul acela de care a vorbit. Da, Cichet. Se numește o carte închisă, patru deschise. Și la fiecare carte când ți-o dă, ai dreptul să dai check sau să pusezi. Mm-hmm. Mai nou, acum să nu mai se practică în București, se practică la Pitești. Jocul ăsta. Mm-hmm. Se mai joacă, da? Da, ăsta se mai joacă. Are un casino cineva la... Jucat Tony pe la mine, pe la Hilton, cu evrei, dacă ți-mi minte. Când asta da, când da. Mai nimenim evrei, atunci se face. Mai da, se face. Da, da. E, acum, de vreo un an, se joacă... La Ploiești. La Pitești, la Pitești. La Pitești. Are un casino legal, are omul... Gașcă. Știu că mai zis tot așa, cum ai zis, că Pitești, la Pitești, da. Mi-aduc aminte. Da, e un domn adevărat, corect. Nu-i place să facă cineva ceva. A, deci l-a introdus în cazul jocului. Mai vagabonzi propune, vine, hai să facem o dată, mai pune și o dată. Hai un chinezesc. Da. În primul rând care bani, în al doilea rând nu permite așa ceva, că e om la locul lui, și să joacă, și să joacă sume. Păi da, că ăsta e un joc care... Să joacă sume. Și acum și a murit la Cichet, un crezut că doar lumea joacă Texas, nu știam că... Da, nu, nu, a rămas și de Texas și de Omaha, dar la... singur care... Eu am dat drumul cu el acolo, la jocul ăsta. Eu am, eu pe unde mă duc, mai îl pun pe jocul ăsta. Și am făcut și au fost jocuri mari, mari. Adică... Și aici o mână, vă amintiți cu omul ăsta așa?
mai cu fabuloasă cu, cu ambasadorul. Cu ambasadorul. Da. Sunt am avea și... seri plecați și cu milion. Și Salahat. Uite, mi-aduc aminte câte... Și Salahat era la masă. Da. Deci am avut podul 700 de 800 de mii de dolari odată. Un pod, îți dai seama. Un pod? Nu. Deci se rulau, cred că erau 20 de milioane la masă, 20 de milioane de dolari. Era 10, 20, 5, nu, dar 10, 9, 10, se făcea. Îți dai seama ce mine de aur o masă asta de poker pentru casino, că tu ți-ai comision, ți-ai 2% din pot, da, 1%. Da, pe timpul ăla să luam mai mult cu Sorin. Știu că luam de la mese atunci, într-o noapte, da, luam și 50.000 de pinca da, noastră. 50.000 da, da, de dolari da, da, era pinca. Da, da. Îți dai seama, păi eu, ce joc erau. Aveați de alea de 100.000? Plăci, da, da, avem plăci. Da, da, eu, eu la Sofitel, eu am organizat masa și îmi dădea jumate mie. Și jumate lua ei. Eu jumatea asta eram tovarăș cu Zobi. Păi s-a jucat atunci non-stop două zile. Deci 48 de ore nu te mi-a venit de la masă. Parte 125.000 de euro. Nu din joc, din nu din taxă, din pincă, din taxă, din pincă. Din taxă, da. Din jumate din jumătate. Da. Îți dai seama ce sumă s-a rulat dacă tu luai între 1 și 2% și lui a rămas 125.000 de dolari. Și cazinoului 125.000 de dolari. Adică 250.000. Deci dacă jocul ăsta se joacă în casino și se prelindă luni, 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 toți banii ajunge la casino. La jocul ăsta. Am înțeles, deci e puternic, e foarte... Păi mulțești cu 50 liviu, că dacă e 2%, da, 250 de mii, da, da, mulțești cu 50. Și cum a zis el, 12 milioane, în 48 de ore s-au rulat 12 milioane de dolari, 12 milioane și ceva de dolari. E mai rău decât Omaha, e mai periculos. E mai piperat. Da, da, mai piperat. Da, da, da. Omaha e cu, vorbind de leve de ăsta, deci ăsta da, e cam cel mai bun jucător de poker care am văzut eu ever. Câștiga la poker milioane, milioane, milioane. Juca așa, cu toți, cu toți. Cum termina jocul? Deci era la Trocadero aici, ții minte, când era ăstea, Princess Casino, la Trocadero, la Havana, avea masă el acolo. Acolo, acolo, da. Cu turcii. Câștiga într-o seară 1 milion. Să termina jocul, îi curăța pe toți. La ruletă, în jumătate de oră, toți banii pierdea. Pierdea mult. Deci el, dacă juca doar poker, acum cred că avea 100 milioane sau mai mult de 100 milioane. Deci toți banii care a câștigat la poker se muta la ruletă și pierdea toți banii acolo. Din dreapta de la stânga. Jucați ruletă? Nu jucam ruletă. Nu vă place. Am jucat doar la șmecherie, ruleta. Cu la șmecherie. Wow! Tu ții minte. Amzei avea un italian casino făcut în Amzei. Da, 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 știu. Camerele nu bătea pe masă. Nu bătea pe ruletă. Eu puneam, de exemplu, pe 8 toți banii, plecam la masa elantă, ăia dădea cu bila, o oprea și o arunca în 8. Cine? Dealer. Personalul, dealer. Dealer. Ce-ți povesteam data trecută, că 70% din furturi din casino se fac împreună cu personalul. E foarte greu ca și client să faci ceva fără să aibă cineva din personal. Eu aveam o echipă care venea în fiecare dimineață la 5, la mine aveam un restaurant pe Chiu Gârle, chiar... Dealer, veneau și le dădeai banul. Dacă îi înșelai, eu atunci mai te băga în seamă, nu mai făcea. Mulți, eu i-am făcut mulți pe oameni, cu păi. Cu deci am văzut, dai seama, Liviu, în 30 de ani de casino, am văzut la furturi, de, da, nu mai știu, aș povesti 10 zile, de la alea super banale, de exemplu, îți dau un exemplu de furt super banal. Pe masa de oneață, știi că și tu ești jucător, n-ai voie să pui ceașca de cafea sau ceva, că se răstornă și atunci sunt ori pahare de alea așa, ori separat. Și punea ceașca pe masă, dealerul când curăță masa, trage cu mâinile, palma cetonul aici și zicea, mutați domnul Liviu cafeaua. Și lăsa cetonul de 500 de dolari în ceașca de cafea. Și nu odată, de nu știu câte ori s-a întâmplat treaba asta. Ceașca era goală, gen și o lua? Nu, el punea cafea. Își punea cafea, omul și venea la masă, chipurile să joace și își punea asta, exact, își punea cu o secundă după ce trăgea la jetoanele. Să le mute în palma, în palmă un jeton de la mare de 500 sau ceva și zicea, vă rog, mutați ceașca și punea așa și cădea jetonul în ceașcă. Și chiar dacă era cafea înăuntru, mergea la mai încolo, doar jetonul și gata. Deci, a multe furăciuni. Acum că deci au fost foarte multe furăciuni, dar cu personal, cum zice. Cea mai șmecheră furăciune care am văzut-o tot la Blind, o perioadă că se juca foarte mulți bani, au venit trei cetățeni străini, era un italian, un cec și nu mai știu ce erau, nu știu dacă erau sau aveau pașaport fals cum și-a făcut o neasă, înțelegi? Unul juca pe sume foarte mici, a schimbat 300 de dolari și avea 300 de jetoane de 1 dolar și punea pe toată masa. Unul a schimbat, nu știu cât, 2000 și avea numai 200. Și al treia stătea ca și cum n-ar mai fi jucat. Ei nu se cunoșteau între echipuri, au venit pe rând, știi? Da, da, da. Și ăla stătea lângă inspector, în momentul când cade bila,
toată lumea se uită în roată, se vadă pe ce număr a căzut. Da. În momentul ăla el întreba ceva, ce e aia sau ce e camera aia sau nu știu ce, distragea atenția o secundă, dealerul iar se uită în roată. În fracțiunea de secundă, dealerul se uită în roată, ca să poată să pună, să marcheze doliu, da? Numărul. În secundă aia, ăla care avea jetoane mari de 100, le băga în coloana lui ăla de 1. Și în momentul când desface jetoanele, pac, era de 100, 3000, 3000 și ceva, 3000. I-am prins pentru că s-au lăcomit foarte mult, cum a făcut Pițurcă la Casa Bernescu. A venit vedea. Prima seară, a venit a doua seară, a treia seară, a prins. Pentru că eu fiind în cazul atâția ani, tu îți dai seama când câștigă unul suspect de mult, adică mai mult decât... Nu se vedea nimic. Deci, când e unul suspect, îl urmărește. Pe cameră ne-am uitat și băga. Deci avea o dexteritate incredibilă. În coloană de 20 de jetoane, băga la fără să le miște înăuntru în coloană de la 100. În timp ce cădea bila. Da. Bila era căzută. Bila era căzută. Adică dealerul spusese, da, nu morbeți. Da, da, da. Când, în momentul când a căzut bila, dealerul se uita roată, ăla a întrebat ceva pe inspector, deci nu se mai da nimeni pe masă. Și ăla introducea jetonul. Da, da, aici e vina inspectorului, a dealerului. Da, nu e vina, că asta e meseria. Atunci era nebunie în cazul, era full, full. Se călca lumea în picioare, n-avea loc să pui la masă. Și la blackjack puneau câte 3-4. S-aruncă pariuri din mână, și vecinii și era nebunie. Asta au speculat de ei. Nu era un cazul în care se juca la o masă și toată lumea era cu ochii pe ea. Erau 20 de mese la care toate se jucau și stătea o lume la coadă să joace. Stătea pe lângă, mai încercau. La plindă deschidea la două, că nu era non-stop și era pe vremea Europa cu chinezi, era plindă chinezi, sip în cazuri, stătea la coadă. Deci eu când venea la două să deschid ușa acolo, erau 20 de chinezi care așteptau să prindă mese, la coadă, la cazino. Da. Da, nene, da. Că a venit vorba de Victor Pițurcă, l-ați prins la masă, ați jucat? Am jucat și cu el de multe ori. Jucător bun de poker? Jucător mai bun ca ceilalți. Da. Mai calculat. Mai calculat, mai de asta. Și la... cum ați ieșit din întâlniri cu el? Nu, păi, dar am jucat mai mult la masă, nu. Tot cichet de ăsta s-a jucat. Da. Am jucat, era și domnul Păunescu la masă. Nea Viorel. Da, Nea Viorel. Și mai se schimbau, mai jucau. În casino, vine lume, nu vineau în case. De obicei e salon privat în casino, Olivia, adică joacă cu toți. Și e o cameră privată, cum aveam și eu la Novotel când am avut casino. Când avea Giovanni masă acolo, intrau toți și jucau între ei, nu avea treaba, adică nu intra nimeni peste ei. Am spus la un moment dat că banii ăștia din Barbur, că n-ați pierdut din Barbur la viața noastră, ați făcut bani, dar pe toți i-ați pierdut pe lăutari și pe viață și așa. Lăutarii mi-au luat cei mai mulți bani. După aceea, o să audă și nevastă mea, nu nicio problemă, femeile mi-au luat cei mai mulți bani. Femeile. Care ar fi ordinea, lăutarii și femeile sau cam la balanță. Balanță. Dar lăutare cum? Cum tu ți-ai băgat banii ce, cu forța? Dai și tu, fără număr. Fără număr, păi, dar noi dădeam lui. Venea, de exemplu... Bănuiesc că cei care sunt și acum în vogă. Deci când, când intra la mine în casă, la vilă, eu făceam, beam pe la casino, când mă ajungeam acasă la 7 dimineața, dădeam telefon, dacă nu veniți, în 10 minute nu vă primesc. Acasă. Și ce făcea? La 7 dimineața. Da, ce făcea? Mi-a zis, nu vă mai primesc. Băi, ei mi-a zis, Bursu mi-a zis, băi, tu când bei, noi primeam. Și noi trimiteam deja formația la tine la curte afară. Aveam informație că sunteți... Fii atent, păi de asta zic. Știa că prinde chepul după ce... Și eu când îndeam telefon, ei erau deja după colț. Aveam o menageră. Cum închideam telefonul, stăteam puțin în sufragerie, domnul Neață, sună cineva la sunărie. Dar ce vezi cine? Păi zice că e informația. Păi dă-le drum. Deci de-abia închideam telefonul. Era acolo după colț cu instrumentele. Deci, îți dai seama că... Am avut discuții cu el, cu Adrian ăsta. Cu Adrian ăsta... Adrian Minu. Eu cam, cum e pista de lansare, eu cam i-am dat pista mare lui. Deci îți dai seama... L-a schimbat la evenimente, toate evenimentele, tot ce făceam, el era primul. Deci am o masă în sufragerie, să nu exagerez, vreo 2 metri jumate, așa, mare. Și îți dai seama, lăutarul, le-am pus bani așa pe masă, să nu mai ia din banii aia cât luase de la mine. Deci, dar mine nu e sume. Deci hai să-ți dau un exemplu, la o melodie undeva, la munte eram, la o petrecere, eram cu fratele meu la masă, a venit Adrian, am desfăcut o banderolă de 50.000 de euro, de câte 500, și toți i-am dat lui domnul Adrian. Asta una, lui Salam nu mai spun. La o melodie. La o singură melodie i-am dat banii ăștia. Bine, lua bambus de la mine, dar nu uite, da, dacă îți dau CD-ul, casetele, că nu am CD-ul, casete. Trebuie să le spunem. Și vezi, la nuntă la mine, care ne privesc, că la nuntă la mine, vezi toate numele celebre la nuntă.
Toate numele, de la A la Z le vezi acolo. Sunt în lucru, Neuneață, casetele și o să discutăm și despre ele. Bine, bine. Și trebuie să le schimbăm, că sunt din alea VHS, Panasonic, trei convertite. Da, au mai rămas pe ele informația. Da, da, da. Da, super. Da. Alea, după mult timp se... Da. Nu, mai iese, că iese acolo ca lumea și vezi tot. Pentru că n-au fost mult rulate. Le-a avut și n-a avut. Să uite, v-ați uitat la dintre ăștia, Adrian ăsta... Mi-a făcut și un apă dos ca lumea, de a ieși și cearta. În fine, nu dau numai. Acum câțiva ani, am avut o discuție. Discuție, acum ce-o fi, o fi, o zic. Deci eram cu o fată, am stat mai câteva luni, eu am plecat în Iordania și el s-a dat și a luat-o și în ziua dat cu ea. Ți-a furat gagica. E cum a revenit? Bine, dar tu ai părăsit-o, că ai plecat în Iordania, nu? Acum câți ani? Deci în 2008. Am înțeles. Dar de ce ai plecat în Iordania? Am plecat în Iordania că n-am mai avut cașcaval. N-am mai să mă duc să fac bani. Dar nu că te căutau băieții pe aici, no, cașcaval. Nu, nu m-a căutat pe mine, ajunsese, nu m-a prietenul noastră, Boenic, ajunsese în Iordania? În 2008? Păi, o dată cu mine a ajuns. Am înțeles. L-am luat din Turcia, el a venit din Turcia și... Prima zi când am împășit, am pășit amândoi în Iordania. Aha. Eu nu mă feresc, eu treaba lui ce-a făcut. Și lui a plăcut așa de mult că a rămas acolo. Nu, a rămas acolo, a rămas din cauza problemelor. El ar vrea să vină acasă, dar sunt problemele mari, la care e lume care nu mă bag eu în discuția asta, că nu știu să discut. Normal, da, da. Treaba lui. E treaba lui, eu e prieten că eu l-am crescut pe el, l-am făcut om, e adevărat, omul e și prieten cu becari, cu toți, au făcut multe. Eu știu de la mult, de la Vitan, când am deschis alea, 99. Da, acolo ce făceam noi. Și acolo, în Iordania, bine, în fine, eu, în timpul ăsta, el, Adrian, a făcut ce a făcut, bine. L-am iertat, am vorbit frumos cu el. Păi și când v-ați întors, nu, i-a zis, bă, Adrian, ce m-am întors, eu țineam foarte mult. Deci eu țineam foarte mult. Dar ai stat ceva perioadă în Iordania, nu? Am stat. În 2010 am intrat înapoi. Când ai piatra într-un câine, întreba-l cu el câine, nu v-a întrebat. Deci m-am dus, am discutat cu el când am venit în țară, în fine. Ați făcut de la Ovidiu, Ovidiu mi-a spus odată. Deci ce am zis eu când am venit, când am venit în țară, a venit. Era ziua lui Nașisu, ne-am dus acolo, m-a chemat și ăștia, vino, ai venit și te vedem și noi, eu nu știam că vine Adrian, a venit și Adrian a venit la mine, m-a luat să mă pup, trei jos, când a stat jos, domnule, nu ne băgăm noi la discuțiile voastre, discutați voi, ce să discutăm, Adrian, e fiat în care treaba. Ești cu fata aia, da, vreau și eu înapoi pe fată, mi-o dai mie o lună și o ții și tu o lună. El a căzut după scaun, sumați! Am făcut un spirit de glucă. Da. Bă, știi ce îmi pare mie rău? Mie îmi pare rău că tu o să fii ăla care nu o să mai ții de prieteni. Noi mâncam împreună, că nu făcea nimic fără mine, Adrian. Sau eu fără el. Nimic. În fine. Înțărați, prietenie. Așa a fost, cum am zis eu. Pac, 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 a început fent. Am avut pe el o ură la... Bine, mie îmi trece cam repede ura, dar la familie nu trece repede așa. Deci am avut... S-a măritat fata mea și la noi se face prin un rachiu, așa se zice. Acasă. Da, o petrecere mai mare. Da, da, da. Și am făcut-o. Și eu am făcut-o după data care era el. Da. Pe 5 vin, după. Când era liber, când a... Când era liber, că n-am făcut, am luat localul tot. De ce? Ăsta era idolul la noi în familie, de toți, fata mea. Deci numai pentru asta cânta de când avea un an, de-aia chema mea la vilă, numai pentru fata mea zilele, numai pentru fata mea. Și asta... Și fata mea ține foarte mult la el. Și am făcut pe el. În ziua aia, cineva îmi zice, bă, vezi că ăsta nu vine, e plecat în... Cum zice? La Arabii, la asta. La Dubai. La Dubai. În ce an era asta? În... 5, 6, 7, 8 Deci ani. În 2000... 16, 15. Nu. 2013, 14, nu știu. Da, 10 ani. Acolo 10 ani, da. 10 ani. Da. Nu, mai puțin. Sunt 6 ani. Ce ți-am zis 5, eu? 6 ani. Ani. Da, 2016. Da. Așa. Și... n-a venit. Bine... Nu prea mai era zici pe Val atunci un pic. Nu mai eram așa, dar ne respectam. Da, normal. Deci, n-a venit, m-am supărat rău,
Bine, eu nu m-am supărat rău, că s-a supărat fata și cu soția. Da. Rău, de tot s-a supărat. Deci, nu, el ține mai dușmănie, mai multe, știi? I-am spus, lasă-l, mă, a avut și el ce a avut, probabil, că lasă. Păi cum, tu, mă, la fata noastră, fac, care el a venit la noi în casă de când s-a născut și... Și ai dat cașcavalul gros. Ați mai apucat să vorbim așa în ultimii ani? Mai am vorbit, da, vine, mai am, mă pupă, vine, vorbim, eu nu sunt dușmănie. Eu nu țin dușmănie. Deci eu așa am fost crescut, născut, să nu țin dușmănie. Dar l-a spus... Până la urmă faci tu rău singur când îți ții dușmănie, că te... L-a scununat pe Jean de la Craiova. Oh, finul meu Jean de la Craiova, da. Deci... Tu l-ai învățat pe Jean cu cazinole sau știa el înainte? Jean e specialist pe cănelele lui el. Unul dintre fiind adevărat, să știi, Jean. De la noi un respect. În fiecare an sunt lăsată de sec. Deci se aduce băutură la naș, fructe... Curcan. Curcan. Așa e la toată lumea. Păi la toată lumea, așa e. N-a lipsit foarte mulți ani. Deci, și dacă nu eram eu plecat, venea și lăsa și atât. Respect enorm. Și el și fina mea. Dar la 7 dimineața, cam care era ordinea? Cine era primul la ușă? Dan Bursuc cu formația. Că Dan Bursuc pe timpul ăla... Și vocal, Sorin Copilu. Păi Dan Bursuc era împreună cu Adrian. Adrian, da. Eu le-am format formația. L-am pus pe cocoșie aia cu vioara, cu congasul, astea, în fin. I-ați luat pe toți, ați ascultat și i-ați asamblat. Toată treaba asta de unde s-a pornit în sus Adrian a fost din casă de la nașul. De la nașul Nicu, am fost la el acolo la petrece și atunci l-am băgat pe dânsul. Uh-huh. Că era Dan Armanca pe timpul ăla. Da. Și l-am decavat pe Dan Armanca și l-am pus pe Adrian sus. Dan Armanca a plecat după aia o perioadă... A târziu, dar eu ce vă vorbesc e perioada asta când a plecat și au venit ăștia în fine, pe timpul. Pe urmă a început altele, ca benzile. Să desparte fiecare, acum fiecare vine, înainte să cânta pe o stație, toată muzică. Acum fiecare vine cu stația lui. Când te trezești, dacă ai vreo 15 lotari celebri, te trezești cu toate alea pline de stații. Da, mai vin, mai stai și o jumătate de oră până și instalează, că unii vin de la altă cântare. Și mai perindea la mine în casă și mă respecta pe timpul așa, asta Minodora. Venea la mine aproape zilnic în casa. Da. Și mulți lăutari, Sorin Nerpuștu, Florin Salam. Dacă te uiți acum, iartă-mă, Florin, dacă te uiți pe CD-ul, pe casetă, caseta aia v-am zis că ei au. La nuntă atunci. Trebuie să recuperăm tot ce e acolo. Ați auzit de Mihai Numor? Pe episod de review. Ai auzit de Mihai Numor? El era atunci. Și lângă Mihai Numor, când cânta Mihai Numor, că cânta în curte la mine, stătea seara în scaun. Cum o stat, uite atât cât vă arăt eu. Când m-am uitat, mă, cine e ăsta? Păi Florin Salam. Era și el mic. În fine. El a și Vali Vigelie era. Da, el a fost ridicat în perioada când mergeam noi aici, era un restaurant în incintă, chiar lângă sofitul pe stânga, al lui Bogat era restaurantul. Eu mă duceam acolo cu cumătru Nuțu tot timpul. Și atunci Salam mai... Aia și noi l-am... Nu, de fapt, Nuțu. Nuțu l-a pus în sus rău de tot pe Salam. Salam... E un întrerupător care respectă, știe lungul nasul lui, nu are de-alea când te vede, că mulți acum lăutare, ai, dacă... Nu mai ajuns la nas, gata. Asta să vedeți garda asta. A ajuns și ciumeci. Garda asta nu e periculoasă, ce mai rău. Deci ei... Domnul Sărin, vreau să mă întreb, la un moment dat pe un podcast vorbeați de Florin Salam. A avut și el o perioadă, deci prin cazinouri. Da, juca prin cazinouri, lăsa mulți bani, adică și sute de mii de euro lăsa la o vizită, adică și 300 de mii, și 200 de mii, și 500 de mii. Da, dator și cât un milion jumătate. Adică el, după ce venea, după o noapte de asta de luat bani de la Oneață și de la alții, venea în cazinouri și lăsa pe toți. Da. Deci a fost și o perioadă de depresie, nu știu, că a fost pe la Viena, pe nu știu unde, adică tot din cauza cazinului. A spus el, adică nu spun el. El a spus, el a recunoscut că era și o discuție la un moment dat că nenorocit cazinourile. Gase o sumă mare la un moment dat într-o zi, într-o seară și toți spuneau pe un oraș, nu domne, că a vrut să dea așa, vezi, doamne, că să acopere că de unde banii de la lăutari. Nu, a câștigat, să știi că a și câștigat, da? Dar mult a pierdut. Bine. Tu știi că pe termen lung liber n-ai cum să câștigi, adică nu a apărut o știre prin oraș la un moment dat că a avut o seară din asta mai puternică.
Acum nu mai merge. De câțiva ani de zile, cazinourile declară tot câștigul și atunci îl găsești la ANAF dacă a câștigat într-adevăr sau nu. Adică nu mai merge cum era înainte, că lua banii și gata. Adică da. Le-a pus o taxă la cazinourile acum. E taxa aia care trebuie să plătească. Da, da. Spunea la un moment dat de Nuțu Cămătaru, sunteți în relații bune? Da, cum mă trebuie? El mi-a botezat fata, Nuțu. Sunt în relații bune, rău, de tot. Adică ne respectăm, ne vedem la petreceri. Uite, chiar acum am fost la o petrecere, la Iași. Unul, cum mă trebuie, nu, Cosmos îi zice, care e renumit în... Cunoscut. A avut botezul la băiatului, la copilul băiatului. Da. Și am fost toată țara. Și acolo am stat chiar la masă cu... A fost weekendul ăsta, nu? Acum, luni a făcut. Duminică m-am dus și luni a făcut. Că mai nou, acum nu mai ești tu dirijorul să-ți faci botezul sau nu, dar trebuie să faci după el, cântăreți. Cum cântăreți, cum e, că e... Sunt arvunați 2 ani de zile, dar acum încolo nu găsești o zi liberă. Și a venit toată crema. Și a venit, da. Și acolo am stat cu Nuțu, chiar cu Nuțu am stat la masă. Și Nuțu din garda veche, un domn, respect altceva. Vreau să vă întreb că există discuțiile alea, că cu banii pe care i-am împrumutat lui Gigi, știți povestea, l-a ajutat cu bani, nu? La joc a mai luat bani de la Gigi, a fost chiar în casă la... Nu, Gigi a luat de la... Gigi a luat de la el, chiar în casă la... Cioacă, da? Ia dat o sumă, nu te cunosc, dacă zice cu mătru, adică eu, și facem tranzacția, a făcut, nu i-a preceput nimic, dar Gigi l-avea pe ăsta, dacă tu nu percepi nimic pe banii mei, nu te dau degeaba, dar nu, te simți tu un cadou, de asta faci. Dar vorbim de perioada dinainte de Steaua. Perioada... 90 și un pic, 93, 94, 92. Perioada aia atunci. Acum 30 de ani. S-a dus toate. Tot. Am lămurit-o un pic cu lăutarii, spuneți-ne cu gagicile. Zic și cu gagicile. Mi-a plăcut, sunt afemeiat, mi-a plăcut femeile. Ce era mai... Femeia. Ce văd eu mai frumos? Și acum câțiva ani am văzut un articol, era cu o fată tânără, Nicol sau cum o chema? Există așa ceva? Am văzut niște poze prin Cancan. Am stat câțiva ani. Da, am fost împreună o perioadă de... Nu amică. Da. A avut foarte multe. Deci cum era la casino, fiecare săptămână venea cu piese. Da. Din lumea a showbiz-ului ați atacat ceva? Din lumea vedetelor, a showbiz-ului? Nu. Cunoscute? Deci eu... Nu, aveam... Arată bine, nu conta numele. De nici nu-mi plăcea mie astea cu camerele. Cu normal, da, discret, frumos. Că vedeai multe dacă vreau eu să mă afișez, dar nu... Mă gândesc că și capitalul îl deci, ajuta. Ca să stai în față, trebuie să dai un ban. Păi normal. Și aia, dacă dai că la o fată când de prima... Și la lăutari și la femei. Deci, când... deci nu te iubea că aveai părul crez și că aveai pătrățele în burtă, nu? Am frumos. Că eram frumos. Păi când puneam pachetul de 50 de euro era super frumos. Uite, pe bune vă zic. Uite un exemplu. Ea care acum ne-am împăcat din nou și sunt cu ea, soția asta, e singura care n-a venit pentru bani. Păi dacă ați plecat în Israel după aia... Dragoste oarbă. Da, nu. Eram și eu mai altfel atunci. Păi neauneață, dacă ați plecat în Israel pentru aia, înseamnă că a fost dragoste, n-a fost interes. Da, clar. Am fost după ea. Am și fata cu ea. Ați riscat. Dar uite, și ea a făcut puțin dreapta. N-avea voie, pentru că dacă eu îți spun casa mea pe numele tău... Se dovadă de încredere, de iubire. Nu mai e asta. Și pur mai este o discuție, că am avut un semn, casa, în fine. Maică-sa ne-a dat banii, dar am scos-o și a lăsat apartamentele și ne-a dat banii, dar am scos casa. Și a cotit-o puțin, a început, păi stai, mare, dacă vindem casa, ce facem noi? Acolo, prima persoană e maică-ta. Să plătim datoria. Să îi luăm apartamentul. Da. Și asta, în fine, acum ne-am acomodat, ne-am mutat în casă. Cu bătrânețea devii și mai înțelept, gândești altfel, vezi lucrurile în spate. Cu bune vorbesc. Acum tu, la ce experiență ai avut de viață și cu jocurile și cu căderi și cu urcări, dacă ai fi să o iei de la capăt, te-ai mai bucat de barbut? Păi știi cât am de când nu joc barbut?
Să nu exagerez, vreo 2-3 ani. Sunt mai 20 de ani, te-ai bucat de barbut acum, încă o dată. Dacă să avem mintea asta? Da. Niciodată. Păi vezi? Niciodată. Dar nu mai jucați că nu mai aveți cu cine sau s-au schimbat vremurile să joacă poker? Nu mai să joacă... bani. A, ce deci, vorbeam noi? Deci trebuie de bani. Nu mai e cash pe piață, nu mai nu e Nu mai sunt cash. Mă, tată, eu mă lovesc de astea. Și în cazinouri vine unul, joacă 20.000, 10.000 de euro și mă vine să-și ceară credit. La, ăsta nu mai poți dea, care are cazinul, îți dă la un moment dat, ție, pe mă, își pierde clientela, că nu mai vine ăsta în cazinul ăla. Și să povestea joc, dar de unde și cu cămătare și cu asta, că pleca la cazinou dacă te deau cămătare, că să nu cumva să-l prindă la să ia banii, știi? Uite, de exemplu, pe cuvântul meu de onoare, ăsta de la Pitești, care are cazinou. Eu cred că v-a pus imagine ceva pe acolo, că prea... Gazgăl, cheamă. Bă, nene, a dat și el, și mie mi-a dat, uite, am să-i dau 400 de milioane. Și lor, dar nu poți să ducă la infinit, bă, el mi-a zis, bă, nu mai pot să mă duc. Da. Încolo, că n-am cum, uite, nu mai vine ăla. Rămâi fără cash flow, Liviu, rămâi fără cash flow și gata. A avut acum o săptămână, ceva, un turneu de 100.000 de euro acolo. Și ai și gaură vreo 60.000, nu știu cât, 50.000, nu știu cât dracu a ieșit. Nu știu, el a zis aia, dar a ieșit. A garantat 100.000 și nu s-a acoperit garantatul. Dar el a plătit? A plătit. Normal, păi garantezi, ești obligat, ești obligat să garantezi. El a zis că nu a pierdut. Că a venit la balanță, vine, nu... A ieșit gaură, vreo, nu știu, 30.000, 40.000. Jucați poker bine, eu v-am văzut pe la mese. Pe afară nu vă duce să... Cum să nu mă duc pe afară? Pe afară a fost viața mea, pe afară. Păi unde? Rozvadov, uite, deci, nu să treceam. Rozvadov am fost. Începe la Miacioacă, acolo, la... Cipru. La Merit Casino. Păi eu am deschis prima pe Cipru și cum a venit Miacioacă. Acolo se joacă la alt nivel, bănesc, cumva mai mult, nu? Cel mai mare nivel care se joacă, dar bine, să ia mult și Turcia. Pe zona aia, Cipru... Cipru turcesc, unde nu este, practic nu e o țară, acolo e un teritoriu liber și nu sunt taxe. Am văzut și acolo, dacă eu mă sperii ce văd, îți dai seama altul. Deci sunt jocuri, nu știu, dar ți-aia taxă mare. Eu am făcut turneu de poker acolo, deci acolo este, practic nu e o țară, e o insulă, ca o jumătate de Cipru care au ocupat-o turcii. No man's land. No man's land, nu sunt taxe, toți arabii care n-au viză în Europa, Siria, Liban, tot. Acolo vin și joacă ruși pentru asta. Și sunt jocuri de... Nici nu poți să-ți imaginezi că există. Adică cu 5 milioane de dolari pe masă fiecare. Așa încep jocul. Dar știu români jucători buni care au făcut bani acolo. Păi uite, uite acum a fost un turneu care a fost 50.000 de euro intrare. Da, deci taxa de intrare la turneu. Îți dai seama ce înseamnă turneul ăla? Da. Mult. Bă, Cioacă mi-a zis că l-am sunat acum câteva zile că a murit... A murit Vlad la arăta destul de rău când m-am venit cu vreo 6-8 luni, a venit cu copii la Marriott acolo, la lobby, m-am venit cu el și... Bolav, da, de un an de zile. A avut cancer la atunci un am băiat vorbit... extraordinar, Vlad Lapte, un băiat nota 200, deci nota un domn, prieten. Garda veche la noastră, adică respectos, toți, da, un băiat de nota 10. Eram odată la un tunel la Poker Room și era lângă mine la masă și era și neauneță și... I-a zis, vezi că băiatul e de la canal, de la presă, bă, era cu scandalurile alea atunci cu cavou, cu alea, vrea să mediatizați. Și zic, Brenna Lapte, lasă-mă că n-am chef acum să vă... Da! Sunt short. Uite, mi-am auzit aminte să mor eu când a zis. Da. Și mi-a Vlad, te rog, lasă-mă că n-am chef acum. Deci eu am fost prieten cu Vlad Lapte la Cataramă de foarte mulți ani. La un moment dat am avut și o prăvălie împreună. Pămoșilor. Nu, era domn, era... Da. Era respectat corect. În asta e, indiferent ce ești, indiferent ce meserie, dacă n-ai respect și nu, cum o zis și eu, bă, dacă nu mă respect, nu te respect, nu, asta nu poți să faci pe termen lung nimic, dacă tot ne jurăm de mamă, de copii, de nu știu ce, sunt de cea mai joasă speță, știi, adică nu... de TikTok, nu de... Da, nu mai de TikTok. Dar oamenii adevărați sunt cu respect, adică, băi, fiecare, nu contează ce suntem. Mai există, mai sunt șmecheri adevărați în România. Păi sunt, dar nu-i vezi. N-ai să vezi un șmecher adevărat că intră el într-o dată sau pe TikTok sau pe Facebook sau pe Instagram sau pe... Să fere și de la anunți de filmări. Da, dar eu vă întreb la cum era înainte, nu știu, nume din astea, mă refer ca și nu neapărat ca mediatizare, ca și caracter, ca oameni, cum erau, nu știu, sunt nume celebre, Coco, Angel, oameni mai sunt acum sau s-au mai schimbat? Ca și mai sunt câțiva așa, mă prinde pierderi. S-a cam schimbat, nu? S-a schimbat mult sistemul de viață. Din cauza internetului. I-a prostit internetul de cap. Nu știu ce. Deci,
Uite, adică erau, în sens, erau mai oameni de onoare, asta e fapt ideea. Un mic exemplu, un mic. De exemplu, 91-92-93, dacă tu mă chemai la o petrecere, noi veneam cu soțiile, fiecare și... Acum, în ziua de azi, te duci și vezi 40 de cefi, numai așa, numai musculoși, toate nu mai vezi. Adică sunt doi care sunt acolo, că mai vin cu 20 care nu au ce trebuie. Nu mai vezi ceea ce vedeai. De-aia s-a schimbat sistemul ăsta. Da. Înainte, de exemplu, să știa. Unde mergem? La Fane Spăitor. Era unul, doi, Cocanghel, cum ai și zis. Mulți alții. Acum nu mai e că sunt multe benzi. Noi cu cine, că dacă dai de ăla să supără ăla, dacă dai cu ăla. E o hărțuială de asta în continuu, așa. O... Da, mai rămas așa. Uite, de exemplu, când te duci spre mare. Cine? Băiatul Săcean. Băiatul Săcean. Sedan. Benur. Oameni. Din garda veche. Din garda veche cu obraz. Ce aici la noi? Sunt. Dar, nu mai trebuie să dăm nume, dar mai sunt. Am spus de cumotul, de... Uite, altul care e un nume sonor și Murguci. Un om adevărat, respectat, știe să respecte. Acum să mai din garda tânără. Da. Ah, are 40 și, nu? Murguci. Da, cum până 40. Până de 40. Da. A avut. Trebuia să facă nunta. Trebuia să facă, uite că știi și de asta. Trebuia să facă nunta acum, pe 4 septembrie, s-a amânat că a murit un văr al nașului. Și a amânat, că să ține respect, că e vărul meu. Dar tot așa, un băiat ok. Da. Deci puțin, nu mai ce era înainte. Nu, i-a stricat internetul, Liviu, știi? I-a stricat internetul, se înjură. Mă gândeam de și poate banii, nu știu, combinațiile s-au schimbat, că înainte... Se făceau bani mult și înainte, dar parcă nu exista așa deci, competiția asta. Era acum vor mai mult să arate, că au banda, de fapt n-au. Da, tot îi învăț când mai pun câteodată asta pe YouTube sau ceva, bă, zic, nu încerca să arăți mai mult decât ești sau ceva, pentru că dacă încerci să arăți că ești bogat, o să devii sărac, pentru că arăți lucruri care nu ți le permiți. Îți iei un ceas scump pe care nu ți l permiți, iei bani împrumut, îți iei o mașină scumpă pe care n-ai de unde să plătești ratele la ea, să încerci la acela să iei bogat și devii mai sărac decât ai fost. Încet, așa. Încet se face treaba, nu dintr-o dată. Înainte nu era opulența asta, nu? Aveau oamenii bani, dar nu săreau sus. Înainte era alt respect. Și acum ăștia cu bani adevărați nu încearcă să arate ca au bani. Niciodată. Niciodată nu arată. Niciodată. Nu ai să vezi să facă. Nu, ăștia sunt alt fel de oameni, altă concepție. Dacă v-ați, spunea domnul Sorin mai devreme, dacă nu vă apucați de barbut, ce făceați? Mergeam la pește. Nu, că ați spus că ați făcut liceu economic. Trebuia să rămân ospătar. A fost ospătar. Acum era șef de restaurant, era patron de restaurant. Făceam ce? Nu, vorbesc serios. Eu când m-am întors în țară, după Revoluție, am venit cu foarte mulți bani. De afară. Deci foarte mulți bani. Am venit imediat după Revoluție, 90-91? Da, 90-91. Asta numai în Germania sau? Nu, multe țări. În toate țările mă duceam. Franța. Am venit cu foarte mulți bani, înțelegi? Dacă n-am avut minte, degeaba. Dă-i mintea... Câți ani aveai atunci? Câți ani aveai atunci, după Revoluție? Bă, 30 ceva de ani aveam. Deci trebuie să te maturizezi un pic la 30 ceva. Eu am avut 23 și câștigam 30 de mii de dolari cu că aveam păcănere în 93, dar n-am rămas cu niciun bani, nimic, că n-aveam minte. Deci, la 23 și mintea ta măcar 10%. Și răbdarea ta și înțelegerea. Mulți, la mulți aud povestea asta, adică așa, dar... Când vin banii mulți și ușor, te ia capul, Liviu, cum să-ți mai spuneam, adică... Problema e că mulți, după ce iau banii aia, nu mai ajung la posibilitatea să-i facă. Nu mai, ai prins o dată trenul și la revedere. Asta e problema, așa mulți prieteni. Păi bă, țin minte... Da, și el, am venit cu bani mulți de afară, îl lăsa toți, băi, ce frumos ești, ce bun ești, asta, dă și mie, ai frățioare să mâncăm, mai să bem, mai să... Dar cui nu i-am dat? Eu, el e și bun la suflet așa, adică e sufletist. Deci eu am avut oameni, fiind ai mei, nu dăm nume, care le dădeam bani, mulți. Și la un moment dat când făceam petreceri, vinea și îl vedeam supărat. Ce cum o fi, ce-i tu ți-ai supărat? Bă, gata, uite, ca să fii vesel, pace cu banii care să-mi dai. La revedere. Și multe, și astea, și ajutorul, și astea. Eu nu mi-e rușine de nimeni. Acum sunt într-o situație puțin rea. Până mă refac. Acum mă refac, m-am mutat la casa mea, nu mai stau pe hoteluri, pe de-astea. S-a maturizat, gândește altfel. Mi-a venit mintea. Eu acum nu vreau să fac altceva decât să fac
să poți să-mi vină venitul necesar. Da, nu. Atât. Nu. Și pomă, important ușor, e că nu aveți probleme și că sunteți liberi. Singurele jocuri asta care e, o să le joc și le joc este doar pokerele și turneele. Restul. Da, turnee, că vii acolo, da, dai 100 de euro, doi, n-ai ce să intri de două ori și gata. Am pierdut de două ori la turneu și m-am dus la Sorin. Nu mi-ai și mie un bilet? Luați bilet imediat. Foarte frumos. Da, să știți că domnul Sorin va dacă știe că jucați bine și dacă este... I-am zis n-a pus pe gloabă. Da. Dacă mă duceam eu mie, nu? Acum îți faci loc. Nu, e cazul că eu joc numai sateliți. Nu, are și Sorin mulți. N-a care... joc la Bainul la mare, joc numai sateliți. Da, sunt prieteni ăștia vei cum e el de 20-30 de ani și bă, deci mie trebuie să mai intru o dată. Ia, frate, nici nu mă interesează că de bani. Da, nici nu discută, n-a discutat. Da, niciodată nu am Sorin pierde, dacă luați, sigur o să câștigați, că nu prea dă Sorin. Și de ăștia. Da, dar știi că și Sorin joacă poker și joacă bine. Știu. E o pasiune. Aici e mai greu la noi pentru că mă știe lumea și tot timpul vii la mine. Domnule, s-a întâmplat ceva, nu poți să joci la masă, te conțineți. Dacă mă duc pe afară, am luat la Unibet, la Londra, la casino, am luat high roller, locul 4 sau ceva. Adică joc, știi? Acum mă duc în Malta, la Unibet, miercuri mă duc. Concentrat pe joc, aici. Miercuri mă duc în Malta, la Unibet și mă joc. Dar aici nu poți, pentru că te cunoaște lumea, vine la tine, ai un pic, dă și așa, dă și nu știu ce. Case ați pierdut la gajul ăsta, la manetul ăsta din jocuri? Cât de case? Case, da. Că știu că am dat spunea scala, deci, v-am dat trei. Am case. Pierdut o vilă care îmi pare rău și acum și regret după ea, o vilă chiar lângă Fujiorul de Foc. A, zonă top. Da, am câteva apartamente, mașini. Adică din bani la un moment dat investeați în ceva, dar se duceau iar la jocuri. Adică am făcut, dar mă, am avut concepție proastă, eu rău de tot. Mie mi-a fost frică tot timpul de Ceaușescu. Și după Revoluție, da, zic, mă, vine acum ăsta și ne ia și toate. Ne naționalizează. Ne ia tot, da, până, cu, mai bine le joc. Tu știi ce am făcut eu? În loc să-mi fac casă... Vă era frică că vă prinde cu banii aia acasă. Am luat un apartament pe la poarta 4, una parcă era puțin, zic, mă, dacă mi-l ia, dar puțin, dar am băgat la bani în el, dar mi-a sărit capacele. Și după aceea, acolo, la apartamentul ăsta, că altfel nu făceam vila, am luat un cățeluș. Da, un Rockweiler. Și a crescut la mare și când a crescut a făcut treaba mare în casă. Ah. Aveam servitoare, aveam tot, dar l-am luat și am zis, pentru tine. Și m-am dus și am luat terenul. Deci pentru câine. Lângă mine, da. Da. Și am făcut vila pentru câine, pe cuvântul meu de onoare. Pentru câine am făcut vila. Am luat terenul de la Fane Spăitoru. Fane Spăitoru era arestat pe Nipola și frate sub Migdală, vină mă că îți dau eu teren. Și m-am dus și am luat terenul de la și am făcut casă. Am făcut casa, în momentul când am tenat casa, am făcut și nunta în ziua aia. Atunci, m-a cunoscut Nașul, Nicu. E. Știți câte jocuri făceam eu acolo? Și pe sute de mii de euro. În casa aia? În casa aia acolo. Și o norocoasă casă. Mai ai o dată, Dumnezeu, uite, când fac cu gazda, normal. M-a ferit de suspeticii că o iei razna de la suspeticii. Normal, da, da. Da, la joc e foarte... O iei razna. Uite, turcii sunt cei mai suspeticioși oameni, dacă stai așa n-ai de voie. De cu sare, sub masă, de da, cu... Da, da, cu ardei, să nu-i pui ardei. Aveam... Ați povestit de Săceanu, superstiția. Săceanu, în afara faptului că pentru mine era unul dintre cei mai deștepți oameni și memorie exagerată de... Deci Săceanu, la un moment dat, făcea gesturile astea cu spălatul să oprească, la, nu am pus să vă explic, că nu înțelegeți, să oprească vria aia de zar. Eu stăte așa, făcea că se spăla, să oprea atunci, că știi când dai drumul la o de asta și dai drumul repede, atunci îți merge. El oprea vria asta, să nu mai e asta, bă, deștept, alea, făcea o chestie, iară făcea, oprea, el. Trăgea de timp, ca la fotbal. Da, deci, să rupă ritmul. În afara faptului că... Uite, el era și cu comerciant. El lua, fără să vadă nimeni, terenul. Da, da, alea. Adică și investea. Făcea. Deci, Săcean a fost unul dintre cei mai adevărați jucători. Mă, cred că ți-a lipsit un consultant financiar, că dacă aveam pe cineva care să te... La toți ne-a lipsit, la toți ne-a lipsit un consultant financiar, că de-aia zice... 100 de mii, de 10 mii, un apartament. Deci, după Revoluția asta, Săceanu era ca un rege acolo, văzut. Toate magazinele, el făcea comisioane, de exemplu, îți dădea ție, vine că turchi.
norocul din viață e să știi limba, că dacă știi o limbă ești sus rău. Acolo, el știa limba lui turcească, lua turcii, turcii. Când auzea de numele lui, făcea pe ei de frică. Când zicea țăcean, făcea pe turcii, turcii. Și el râdea și pe mult, ăla-i mai dilea la un an. Și dacă avea 20 de astea care mai zilește și mai îți dă și de asta. Normal. Nu mai bine. Înțelegi? Ați zis că ați jucat pe orice, adică ați dat și case și alea. Pe femei ați jucat? Bă, singura treabă e că n-am jucat pe femei și nu știu de ce. Că să mai spunea la lua semn. Să mai se întâmplă. Pe bune vorbesc, am jucat ca vouă, dar nu s-a semn. Da. Dar sunt care jucau pe femei, adică stau numai au fost și de ăștia care, bine, pare o poveste așa. Se ocupa cu femei ăștia, de exemplu. Am văzut la film, nevastă în brac de câte am pierdut la poker. Ia, da, 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 da. Mașină. Asta era curios. Deci, că mi-ați povestit și înainte de podcast o chestie, ci ultimul lucru pe care a jucat, dacă vreți. Eu am dat astea aparate. Auditiv. Aparate auditive și eu am dat 150.000 de euro pe ele. Nu, 150.000 de euro. 150 de milioane. De milioane, da. 150 de milioane, dar pe cuvântul meu, dar să știi, pe acte, pe... M-am dus la Vâlcea, aveam ce să las, aveam mașină, ascultă-te, aveam niște aur, o brețară, da. Și la joc am pierdut și zic, e unul aurică pe acolo, care are casă, dar manetă are. Și zic, bă, aurică, dar prieten cu mine, că nu. Dă-mă și mie niște bani. La asta, nu, dacă vrei să-ți dau. Îți dau 100 de milioane. Dar îmi dai aparatele. Pac, le-am scos, le-am pus, ia-le. Bun, a trecut o săptămână, două, trei. N-aveam bani să scot. Sedan, la funcție a jucat și ce zic, Sedane, și tu și ăștia, ce prieteni te-ți mă cu mine, dacă urechile mele stă la asta, semn, îmi dați bani să scot urechile? Au pus și mi-a bani și mi-am scos urechile. Bine că n-ați dat-o la modul, domnule, nu vă aud, nu vă mai aud, faceți ce faceți ce faceți cu mine. Sedan a zis în mașină, bă, dar ce ai de nou? Unde ți-a aparat? Păi nu, iese-mă aparatele, lasă-mă. Bune, nu, la joc, exact ce ai zis, n-am dat femeia. Dar existau, jucat. Femeile, sunt mulți care au jucat. Nu e poveste, nu? Nu e poveste, sunt mulți care și-au jucat. Vorbesc de neveste, nu, deci de pești. Ascultă-mă, s-au jucat casele, s-au jucat tata, s-au jucat nevastă, da. Uite, de exemplu, ați câștigat vreodată? Îmi plăcea câte una care era pe acolo, pe lângă, cine mă știu? E gacicalul ăla. Ăla era pe bani. Păi zic, bă, dă-mi coci, că-ți dau cât vrei, dă-mi coci. Și dădeam și era, bă. Deci, sunt mulți care au făcut. Da. Deci ați și câștigat, ați avut și mize de astea. Eu câștigam cam tot timpul. La joc, ți-am zis, forța. Deci când ai avut, exact ce a zis Sorin. Banul bate cartea. În toată lumea, banul, hai să facem o probă atunci. Dați mie 2-3 milioane să mă vedeți și numărul 1 și mă vedeți și ciumec și bătăuși și tot ce vreți. Foarte mulți jucători români care jucau cash pe internet din poker și câștigau sume mari, adică vorbesc de 10.000 pe lună, s-au automărit miza, automărit, până au ajuns la Rusia care joacă pe milioane și așa și până la urmă i-au curățat, că nu tot olin, până la urmă ăla are banul fără număr, fără număr. Când cazi în treapta aia, încesorim cu Rusia, mi de ba... Păi ești mort. De asta zic că și pe afară trebuie să știi unde să te duci să joci. Dar uite Rozvadovu. E singurul casino mare, care a făcut ăla de barbut. Barbut cu între noi. Știu, am văzut la Necura, pe pagina, a apărut acum. Și sunt niște jocuri de Omaha acolo, la numai privat și asta, care sunt pe ordinea sutele de milioane. Ei între ei. Dar nu vă tentează să vă duceți la barbut acolo, la Rozvadov? Sau? Am fost. Și ați jucat? Am fost, eu joc. Îți trebuie capital afară. Foarte mare, cum a zis el, adică chiar dacă ești bun, știi? Da. Poți să meargă cu 10.000. Poți să 20.000 cu 30.000. Când ea spune o postă de 50.000 de euro. Da, înțelegi? Da. Am jucat și în Germania. Cai de două ori ghinion, ți-ai luat bani și ai plecat acasă. Adică am jucat în Germania, acum de 2-3 ani, când m-am dus, că n-ai formă... În Germania sunt mulți turci, foarte mulți turci. Da, și mulți bani cash. Dar exact ce zice Sorin și eu le trăiesc pe pielea mea. Când te duci la jocul ăla și n-ai inima și spatele, pierzi și pierzi. Că te duci cu frică. Da, și dacă frică, te duci cu frică... Păi eu când mă duceam înainte, eu puceam... Ia puneți, mă, tot tava să puneți toți banii. Da. Înțelegi? Asta era...
Da, bine, bănuiesc că și la Texas și la poker la fel, numai că acolo... Toate sunt la fel, dacă n-ai... Băi, și la te acolo te curezi mai puțin, adică intri, cumperi... Când pierzi la Texas, spui o sumă de bani pe masă și ai pierdut, tu pui dublu ca să scoți să dai când ai. Da, mă referam la turnee. Turneele, tot așa. Da, la turnee e mai multă răbdare dacă n-ai, că sunt mulți puși de ăștia acum care are o răbdare de vine la masă să urli singur. Da. Știi că am văzut pe unul care cu 2 ani și a stat aproape 4-5 minute să plătească. Deci sunt capabili de astea. Sunt ăștia care învață teorie foarte mult și care trăiesc din poker. Da, avem mulți acum. Avem mulți care numai din poker trăiesc. Merg pe la turnee sau joacă online. Mult. Dar joacă numai o viață. Știu și eu, am și numai o viață. Da. 1 și 2 la online poți când zici până la 40 de ani, pentru că te uiți la monitoarele a treia bolță, obosesc ochii, nu mai vezi, stai cu spatele, te doare coloana, adică nu mai poți să stai... Da. Și sunt organizați, ei au al... Am auzit de unii când zice la turneu că mănâncă și o mâncare specială, ca să nu... Păi și negreanu, mânca vegetarian, negreanu. Ca să nu ia... Da, să știi că e adevărat. Pentru că dacă eu mă duc după băutură acolo, mintea mea e altfel. Corect. Pokerul e joc de gândire. Da, de gândire, dacă nu... Dar și mie mi s-a întâmplat până la niște turnee, că să jucau un weekend și mai ieșeam după aia. Și ia, las, și a doua zi erai legumă. Vorbeam de campionatul la mondial. Nu ai răbdare să stai, să dormi pe tine acolo la joc, nu e... Trebuie să fii ca la fotbal sau la orice sport. Te duci când am făcut campionatul mondial de poker, ai fost și tu, ai jucat, am jucat la masă așa. Știi că la masa finală erau, din cauza că au fost puțini jucători, vreo 4 români și vreo 6 străini, că a câștigat francezul ăla, știi? Da. Străinii m-au dus la 6 dimineața, că dormeam în hotel atunci, că la Novotel acolo, pac, la exerciții, feng shui, dalea, pac, yoga, nu știu ce, românii până la 3 dimineața, trimite frate și mie o sticlă de vin în cameră. Da. El era la masa finală a doua zi la campionatul mondial de poker, la... Băi, frate, culpă-te, adică... Ce Sorinie, e foarte adevărată. Da. Deci foarte adevărată, pentru că eu am trăit-o pe pielea mea. Când eram lucid și se ia, câștigam. Cum eram după băutură, cum eram după alta? Obosit, rupe. Și la barbă pierdem, și la toate. Da. Îți trebuie concentrare, mai ales la poker, trebuie să te concentrezi. Adică e joc de minte, e sport. Da. Ca șahul. Da, una să cam asta ar fi, dacă mai aveți ceva să ne comunicați așa important, dacă nu... Păi când mai mi-aduc aminte, mai te sun. O să... Mai facem o să scoatem... un episod. Sunt în lucru casetele. Da. Mai să fie bombă. Scoate, că găsești bombă acolo. Să vedem, am trimis la episoade. Un centru specializat. Da. Deci găsești bombe acolo, înțelegi? Venim după aceea și... Scase de anuntă, nu? De anuntă. Și un botez, da, o nuntă și... Nu, dar și pe Adel l-am la masă. Dai seama. Adel e patronul de la Casino Mărul de Aur, deci povesteam eu de el că ce închidea dimineața, că era un domn elegant, tot venea la Blindo și juca toți banii. Am înțeles. Am mulți acolo, toată crema om acolo. Avea cea mai scumpă casă din Liban, Adel, pe un deal așa. Da, pe un deal, da. Tot a lăsat la Casino, tot. A plecat din țară, nu mai zic. Da. A murit acum vreo 10 ani, cred că. Da, ce domn! Deci ăla nu-l găseai niciodată, fără cravată, fără cămașă albă, impecabilă, fără încheiat la nasturi. Deci omul ăla era... Când de la el am învățat să bea whisky cum să bea whisky. El paharul îl umplea cu gheață și îmi punea puțin whisky și eu zic, bă, ce câte whisky bea cu... Luam morcovi, astea, bravo! Deci era și un elegant, de lume. Da, educat. Și respect, deci cu cât te duci înapoi, era altă lume, acum e altă lume. Nu mai respect, acum nu mai e nimic, adică... Nu-i respect. Și am vorbit și cu domnul Sorin de data trecută. Cazinourile deja o să dispară. Au murit. Păi nu mai avem nici evrei, joacă puțin, toți ăștia de care pomeneam o neață nu mai o joacă. O să rămâne câteva zone. Deci evrei a ținut cazinourile. O să rămâne doar sările de păcănele. Da, sările. Erau clienți buni, evrei când veneau. Păi la Sovidire le spune, pe ce sume, veneau ei atunci cu Shalom, cu Ofer Maximo. Ia uite, băi, toți... Pe Chino. A murit și ăla. A murit și Chino, da. Da. Mult, rău. Acum joacă astea și mai joacă alea. Online, lele. Da. Și veneau săptămânal, nu? Sau aveau... În fiecare săptămână aveam cursă ceartă, de joi până duminică. Că aia spunea că făceam petrecere de băgat de elefanții. Făceam petrecere, era Buzi la ținite pe Buzi. Buzi cu Anca, de Buzi, de făcea petreceri. Era mai gras, așa, avea firmă de construcții. Da. A jucat milioane, la o vizită juca un milion, două. Dar ce e interesant că oamenii acceptau și chestia asta de distracție, dar nu veneau, adică veneau la petreceri. Nu, deci evrei... Nu veneau strict de intrau în cazino și... Normal. Evrei sunt jucători mari
Și în afara faptului, le place să se distreze. Distreze, da. Deci da. Ei se duceau la cluburi, la astea, veneau organizații. La ei nu sunt cluburi, nu sunt jocuri, nu sunt distracții, nu sunt fete, nu sunt petreceri. Și așa când veneau aici era... Da. Acum, din ce am vorbit cu noastră, au găsit alte zone. Da, acum merg în Cipru turcesc, merg în Dubai, au legalizat cazinourile în Dubai și toți de la Las Vegas au făcut cazinourile în Dubai. Da, da, au legalizat cazinourile, da. Și au dat drumul la evrei în Dubai, da, da, da. Mă, acolo mă duc. Acolo. V-a dat drumul. Zăi acolo, ți-am dat pont acum. Trebuie să deschide într-o lună, două, că acum au terminat cazinourile de făcut, au dat drumul la evrei, lasă să meargă. Când a fost acum în Dubai în mai, normal că mergem, îți dai seama. Mamă, ce turneu face acolo. Da, da, da. Bun. Mulțumesc încă o dată și cu mare plăcere. Cred că o să ne mai vedem și mi-a făcut cu mare plăcere să rememorăm timpurile. Chiar mi-a făcut de când l-am văzut prima dată pe Sorin pe asta și chiar m-am așa la inimă, am avut ceva un om adevărat care a vorbit ce trebuie să vorbească. Da. Spune-mi ce trebuie spus că. Normal. Da, da, despre jocuri, da. Și sunt povești frumoase, unele dintre ele chiar merită amintite. Mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi la o nouă serie de taclale și vă vom surprinde în continuare cu invitați de aceeași calitate de oameni care au trecut prin viață și care au văzut multe lucruri și care au ceva de spus.